numărul de puncte de stabilitate acordate 0,0, nu știu cât, la 33 de ani, 2016. Da, 4 puncte și 99. Exact, dumneavoastră aveți 4 puncte și mie trebuia să-mi dea mai mult și nu mi-a dat, mi-a dat 0,00, dar n-aveți, uitați, n-aveți niciun punct aici, da, niciun punct n-aveți, da. Modul de recalculare a pensiilor îi nemulțumește pe mulți dintre pensionarii prahoveni, așa că se prezintă cu deciziile primite la Casa Județeană de Pensii pentru a cere explicații. Până acum am primit 1013 cereri, atât la Ploiești cât și la Câmpina. Deci de când a început procesul de distribuire a pensiilor recalculate sau a deciziilor de recalculare, oamenii au venit să întrebe, s-au adresat instituției noastre să întrebe și să aibă răspuns la toate întrebările pe care și le pun ei. Domnul director, colegii noștri ies afară, spun, le explică, iar dacă omul este nemulțumit, poate să-și depună această decizie de verificare. La cozile interminabile stau și cei care își depun acum dosarele de pensionare sau cei care aduc adeverințe cu sporurile nepermanente pentru recalcularea de după 1 septembrie. Am 37 de ani vechime muncă, am fost infirmieră la maternitate și acum am avut 7.200.000, am mai crescut cât am mai crescut, dar acum am 20 de milioane la 37 de ani și am nemulțumire, nu mai pot să muncesc, că am 70 de ani. Și vreți să se reverifice decizia, nu? N-am nici card de alimente, nici alte venituri, sunt singură, sunt văduvă. Și vreau să mi se recalculeze. Asta e o bătaie de joc ce ne-a făcut ăștia. Deci am muncit 39 de ani și 9 luni și 17 zile. Pe altă decizie scrie că am contribuit, deci am plătit, uitați aici, unde scrie, aici, că am contribuit cu banii ăștia și pe asta mi-a spus că numai 33 de ani, din 39 de ani, că am contribuit numai 33. Deci nu sunt mulțumită. Că noi am plătit și pentru grupă, uzina mi-a trimis pentru grupă, pentru anii care au fost pentru grupă. Și cu toate astea, doamna tot are, i-a dat acolo 4 puncte. Mie nu mi-a dat nimic. Și am același număr de ani, 33 de ani contributiv. Pensia la același nivel? Și mi-a dat 160 de lei. Când trebuia să am, în loc de 2490, trebuia să am cel puțin 2700. Te depun dosarul de pensie. Cereți o verificare a recalculării sau? Nu, acum îl depun pentru pensionare. Aglomerat astăzi la casă de... Foarte aglomerat. Oamenii nemulțumiți? Mai sunt și mulțumiți și nemulțumiți, mai puțin mulțumiți, mai mult nemulțumiți. Cât aveți de așteptat? Nu se știe. Sperăm vreo... Nu știu. De ce am venit? Ca să depun acte noi doveditoare pentru mărirea cu sporurile nepermanente, total venituri și așa mai departe. Recalcularea prima ați fost... Da, am primit-o și e corectă. Și a mea și a soției. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova îi avertizează pe cei care le trec pragul că deciziile de recalculare pot fi contestate numai în instanță. La Casa de Pensii nu se face contestație, contestația se face în instanță. Noi pur și simplu verificăm și vedem dacă acele decizii care au fost trimise sunt greșite sau nu. Cât timp se pot face aceste verificări, având în vedere că sunt atât de mult? 30 de zile încercăm. Deci noi facem un efort extraordinar și personal. Avem mai multe ghișee deschise în acest sens. Avem colegi care sunt tot timpul în hol. Avem colegi care fac și aceste verificări. Deci muncim. Pentru pensionarii prahoveni au fost emise aproximativ 190.000 de decizii de recalculare. Aproximativ 80% dintre pensiile acestora au fost majorate. Sumele primite în plus sunt cuprinse între 1 leu și 4.900 de lei.